Vești bune de la meteorologi. Vremea revine la valori normale pentru această perioadă, cu temperaturi demne de o toamnă frumoasă și călduroasă. Ziua va fi senin, cu soare pe tot parcursul zilei, însă frigul se va instala la lăsarea serii și pe timpul nopții, când nu vor fi mai mult de 5 grade Celsius. Cald va fi toată săptămâna, pentru că meteorologii prognozează maxime între 19 și chiar 24 de grade Celsius. Marți la Giurgiu ne vom putea bucura de o zi plină de soare, fără șanse de precipitații și cu un vânt ce va adia ușor. Astfel, la Bolintin, Vale și Mihăileș vom avea 17 grade Celsius. La Ghimpați, Hotarele și Comana va fi cu un grad mai mult, în timp ce la Izvoarele și Giurgiu, mercurul din termometre va urca până la 19 grade Celsius. Vântul va bate cu o viteză medie de 10 km pe oră. Presiunea atmosferică va fi în jur de 771 mm coloana de mercur, iar umiditatea 77%. Apele Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă 75 de centimetri.